pacient care este contact direct, trebuie să-și anunțe și el medicul de familie și, în plus, trebuie să ia legătura cu Direcția de Sănătate Publică, care îl va lua în evidență ca și contact direct. Pacientul care este contact direct va trebui să stea acasă în carantină pentru 14 zile de la data contactului. Direcția de Sănătate Publică îi eliberează o decizie de carantină, pe baza căruia medicul de familie îi va scrie concediu medical la finalul acestei perioade. Dacă în timpul perioadei de carantină apar simptome, el își va anunța medicul de familie și ar trebui făcută testare pentru SARS-CoV-2. Pacienții care sunt contacti direcți și dezvoltă simptomatologie reprezintă unul din criteriile de prioritate pentru testare prin lege în România în acest moment.